La echipa noastră nu pot fi alte gânduri decât să câștigăm fiecare meci, indiferent cu cine jucăm. CSM Târgoviște este pusă greu la încercare în etapa a patra din Liga Națională de Basket Feminin. Regina basketului românesc trebuie să folosească toate armele pentru a se impune sâmbătă 10 octombrie pe terenul celor de la CSU Alba Iulia. Situația din clasament anunță un duel strâns. În cele 3 meciuri disputate până acum, CSU Alba Iulia a strâns 6 puncte, iar formația târgovișteană un punct mai puțin. Saru, ca și anul trecut, un adversar foarte periculos. Au o echipă puțin mai tânără decât anul trecut, au schimbat mult în lot și ei, dar cu jucătoare deosebit de bune. Au câteva săptămâni înaintea noastră în pregătire și cred că deocamdată pleacă favorite. Pentru această confruntare, echipa trebuie să fie mai unită ca niciodată și să dea dovadă de determinare și aplomb, având în vedere că lotul nu este apt 100%. Lotul nostru este cu mici probleme. Avem două jucătoare importante care se resimt după cele 6 meciuri în mai puțin de 20 de zile și sper să reușim să le recuperăm. E vorba de Whittington și Cocker. Misiunea CSM-ului este destul de dificilă în acest campionat, ținând cont că pregătirea a fost destul de greoaie, iar pierderea titlului de campioană ar lăsa un gol imens în inimile suporterilor. După ce ai câștigat campionatul anul trecut, nu poți să-ți propui ceva mai jos. Deși, la cum am început, pregătirea, la câte probleme am avut cu limitarea transferurilor și cu înscrierea în campionat, am putea să ne gândim că acesta să nu fie anul Târgoviștei, dar lotul este destul de bun și cu răbdare cred că putem ajunge din nou în finală.